mă numesc și vine să vă văd, să vă fericit. Mă, că mă, ei da, măi, ghine, ia uitați-vă, cea mai mare putere. Am venit în această zi frumoasă, astăzi sunteți omageată și m-a trimis cineva tare drag dumneavoastră aici. Mi-a spus, doamna Maria, să filmați tot, vreau să văd și impresia să aibă. Am vă dat seama, cred că cine m-a adus la dumneavoastră. La mulți ani, mămică dragă, suflet blând și minunat, te felicităm cu ocazia zilei de naștere, te îmbrățișăm cu drag. La toți ne vii în ajutor, cu sufletul tău blând și mare. Ești dedicat copiilor, la grădiniță ești educatoare. Mereu ai fost alături de noi, chiar dacă am trecut prin multe încercări de la viață nevoi, dar tu ești omul ce știe durerea să ne asculte. Ești omul care ne-a dat speranță și multă putere când ne-am împiedicat în viață sau dacă am avut vreo durere. Așa, puneți florile. Zgrile, așa? Și eu până m-am ușit până le-am adus aici. Împreună cu fratele suntem departe, în lumea mare am plecat. Ne este dor de tine foarte, dor de tată, dor de casa părintească ce în urmă au lăsat. Am crescut într-o căsuță mică, modestă, dar plină de iubire. În schimb, sufletele sunt de o imensitate nesfârșită, asta tot datorită ție. Desigur și tatălui, tata unde? El cu busul. Unita. A, dumneavoastră, ia ca așa. Eu mă scuzați că am stau cu spatele. Așa. Datorită și tatălui, vă iubim atât de tare pe amândoi și vrem atât de mult acasă să stăm la masă cu voi. Vreau să-ți transmitem că te iubim mult și suntem recunoscători pentru tot ce ne-ai dăruit. Până ne-ai văzut sănătoși, mărișori, îți vom fi mereu alături. Și nepoții la fel, care le este dor de bunica. Și de tine, mamă, cu toți, cu drag, te iubesc. Felicitarea vine din partea copiilor, Victoria și Arcadi. Cu aplauze mari și emoții multe, multe, Știți că fiica dumneavoastră tare mult emoții avea de când m-am pornit, de când am început să scrie aici mesajele una cu alta. Doamna Maria, tare vreau să o surprind pe mama, că merită. Tare mult, mult a făcut pentru noi și le este dor. Un dor mare îi cuprinde de fiecare dată când vă vede, vă aude la telefon. Acum vreau să vă transmit microfonul ăsta, să vă ajut să vă audă mai bine. Ce cuvinte vreți să răspundeți? Ce vreți? În primul rând, bună seara, vă mulțumesc mult că ați venit. Sunteți alături la toată lumea, sunteți alături cu mine. Copiilor mei, Arcadie, Victoria, Sandu, Tatiana, mama vă iubește. Nepoțeilor, Dumitru, Cataleia, Medeia, mama vă iubește din tot sufletul și totdeauna mă mândresc cu voi. Și sunt mulțumită, vă mulțumesc, nu m-am așteptat, vă mulțumesc din tot sufletul. Să fiți sănătoși, mami, vă iubesc și cred că o să ne întâlnim de grabă. Așa să vă ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc din suflet, vă iubesc tare. Bravo! Așa! Doamna Parascovie, eu am lucrat și eu 5 ani educătoare, știu ce înseamnă asta. E foarte și greu, dar și frumos cu copiii micuți. Vreau să vă susțin în continuare. Câți ani aveți de activitate? De activitate? 5. Aha, și eu 5 am lucrat și apoi m-am născut și ea că mă ocup și mă ocup. Am vreau să vă cânt din suflet, dar poate și tăticul vrea ceva să spună. Nu, așa, salătură. La ziua mea, spun. Așa, în amiat iasem, da? Iubesc toți, vă așteptăm cu toți. Așa, bravo. Așa, o melodie frumoasă, m-a rugat, după asta vă fac chef și veselie, dar mai întâi ceva de ascultare. Mulțumesc, iubită mamă, cu dedicație specială, pentru doamna Parascovia din partea copiilor. La mulți ani să fiți fericită, împlinită și multe, multe realizări și noutăți frumoase să aveți la copii. La mulți ani! Și aplauze, aplauze, bravo, 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 e ca așa, bravo, să ținem frumos. Mulțumesc, iubită mamă,
steaua mea din zori de zi. Fără tine mi-este teamă că planeta s-ar opri. Fără tine mi-este teamă că planeta s-ar răci. Te-am secătuit de plagă, soarele de m-a sfințit. Pentru tine, mamă dragă, soarele de m-a sfințit. Mamă frumoasă, primul meu noi vreme mai stai puțin. A fost o melodie așa de introducere, așa de ascultare acum.